Cu toate că Soare cântă încă de pe vremea La La Band 10 de melodii de dragoste și chiar ultima ei piesă Dor să-ți fie dor este pe aceeași temă, ea susține că la acest capitol se bucură de admirația fanilor și se axează mai mult pe carieră. Cu dragostea, mamă! Măi, stau bine, chiar stau bine, nu duc lipsă de admiratori. Ne referim numai la admiratori. Păi da, nu, în altceva mai serios oficial nu e. În schimb, tocmai în momentele astea filmez pentru primul meu film de lungmetraj, ceea ce este un pas în carieră. Și Smiley a adus de multe ori în concerte melodii legate de dragoste sau de suferință. Mai mult, din cadrul concertului de vineri, nu au lipsit piese ca În lipsa mea sau Preocupat cu gura ta. Întrebat cum stă la acest capitol, Smiley a fost mai mult decât rezervat. Cum stai cu dragostea? Bine. Sigur? Da. Cât de bine? Bine. Spune-ne mai mult. Nu. Anul trecut în presă se specula că Smiley și Sore ar avea o relație, însă cei doi au negat acest lucru, susținând că între ei există doar o relație de prietenie și una profesională, Smiley fiind managerul lui Sore.